Salutare, oameni buni! Eu sunt Ana Moga, mă bucur să fim din nou împreună pentru o nouă ediție Cinemap Powered by Kiss FM. Desigur, doar aici, pe Kiss TV. Luna mai aduce, pe lângă creșteri semnificative de temperaturi în termometre, și o mulțime de pelicule mult așteptate de pasionații de film în cinematografe. Premierele curg pe marile ecrane cu cele mai diverse genuri. Așadar, îți recomandăm ca după vacanța de Paște și weekendul de 1 mai să te relaxezi așa cum meriți la un film bun alături de gașca de prieteni. Așadar, ți-am pregătit un top al filmelor pregătite să ruleze cât ai zice vacanță. Începem astăzi cu Firestarter. Bazat pe romanul cu același nume, semnat de celebrul Stephen King, Firestarter este un horror american SF regizat de Keith Thomas, care spune povestea lui Charlie McGee, o fetiță care încearcă să înțeleagă cum, cu un simplu gând, poate transforma totul în scrum. Când fica lui Charlie începe să prezinte semne de dezvoltare a pirocinezei, trebuie să facă tot ce este necesar pentru a o proteja de o agenție guvernamentală secretă, cunoscută sub numele de The Shop, care este gata să o țină captivă. Vor să o studieze pentru că s-a născut cu capacitatea de a crea și a manipula focul. În timp ce ambii părinți ai tineri suferă de efecte secundare atunci când își folosesc puterile, Charlie nu este afectată, ceea ce o face o țintă atât de importantă pentru cei care au creat drogul care a oferit oamenilor superputeri. Chiar dacă este foarte tânără, puterea ei este mult mai mare decât cea a oricăruia dintre părinții ei. În timp ce ei luptă cu riscul propriei vieți pentru a o proteja, se dovedește că ea este mult mai bună în a-i ține în siguranță odată ce învață să-și controleze puterea, care este alimentată de emoțiile ei. Pare o sarcină destul de ușoară pentru o fată tânără, nu? Așteptarea fanilor genului horror și prolificului autor Stephen King a luat sfârșit pentru că filmul Firestarter rulează pe marile ecrane din 13 mai. Mergem mai departe cu Where is Anne Frank? Anne Frank este un nume familiar și pentru cei care nu au citit jurnalul. Regizorul Ari Folman revine în atenția publicului cu Where is Anne Frank, o minunată animație despre o adolescentă aflată într-o călătorie dificilă pentru a o găsi pe autoarea celebrului jurnal din timpul celui de-al doilea război mondial. La 75 de ani de la moartea Annei Frank, prietena imaginară Kitty, interpretată de Ruby Stokes, prinde viață în Amsterdamul de astăzi. Neștiind că au trecut zeci de ani, Kitty este convinsă că dacă ea este în viață, atunci trebuie să fie și Anne. Pleacă în căutarea ei în armată cu celebrul jurnal, alături de prietenul ei, Peter. Where is Anne Frank este un film sfâșietor și captivant, ce transmite un mesaj de speranță și generozitate, adresat generațiilor viitoare. Rulează din 20 mai în cinematografele românești. Just one soul. Continuăm cu La Nuit de Roi sau Knights of the Kings. Cel mai nou lungmetraj semnat de regizorul Philippe Lacote este o meditație fascinantă asupra storytelling-ului și rolul lui în supraviețuire. Un tânăr este încarcerat în La Maca, o închisoare impunătoare și aglomerată de pe coasta de Fildeș, aflată în mijlocul pădurii și condusă de înșiși prizonierii ei. El se trezește într-o lume la fel de periculoasă și complexă precum cea pe care o știa și afară. Închisoarea este condusă și de un condamnat notoriu, Blackbeard. Slăbit de boală și bătrânețe, el știe că zilele îi sunt numărate și face o ultimă mișcare pentru a menține controlul asupra închisorii. Pentru a supraviețui primei sale nopți în închisoarea infamă din Ivoar, noul deținut trebuie să-și distreze colegii prizonieri cu o poveste epică până în zori. Dacă ei nu sunt captivați de povestea lui până la răsăritul soarelui, el va fi omorât. Aflând ce soartă îl așteaptă, protagonistul se agață de fiecare cuvânt al său și începe să relateze povestea mistică a legendarului haiduc Zama King. Filmul are premiera în cinematografe pe 27 mai. Organistul. Roman.
ajungem și la Downton Abbey, A New Era. Este o dramă istorică și continuarea filmului Downton Abbey din 2019. Ambele filme au fost scrise de Julian Fellowes, creatorul serialului cu același nume. Continuarea este regizată de Simon Curtis, înlocuitorul lui Michael Engler, care a regizat primul film. Imaginile ne invită să ne întoarcem pe domeniul Grantham, unde îi reîntâlnim pe Lady Edith, pe soțul ei Bertie, pe Tom Branson și pe Lucy Smith, în costume sport, relaxate de această dată, pregătindu-se pentru o partidă de tenis. O nouă prezență interesantă care s-a alăturat distribuției este Myrna Dalgleish, interpretată de frumoasa actriță Laura Haddock. Noul lungmetraj Downton Abbey, A New Era are premiera pe 13 mai în cinematografe. With that, I will say good night and leave you to discuss my mysterious past. Vorbim astăzi despre Top Gun Maverick. E bine, continuarea filmului cult din 1986 cu Tom Cruise promite să fie la înălțimea primei părți. Actorul Tom Cruise, în vârstă de 59 de ani, îmbracă din nou costumul de pilot de vânătoare al personajului Pete Mitchell alias Maverick și acum în plină formă. Regizat de Joseph Kosinski, această continuare aduce un Maverick la finalul carierei, dar încă este dornic de senzații tari. El are sarcina de a antrena o echipă de tineri piloți pentru o misiune secretă. Cu această ocazie, îl ia sub protecția sa pe fiul regretatului prieten Goose. Top Gun Maverick rulează din 27 mai în cinematografele românești. Is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. Continuăm și vorbim și despre Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Este continuarea peliculei Doctor Strange din 2016 și se bazează pe personajul cu același nume al Marvel Comics. Rolul lui Stephen Strange este jucat de Benedict Cumberbatch, iar din distribuție mai fac parte Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor și Benedict Wong. Dr. Stephen Strange folosește o vrajă interzisă care deschide poarta către multivers și inclusiv către o versiune alternativă a lui însuși, iar amenințarea adusă de acest eveniment pare prea mare chiar și pentru puterile combinate a lui Strange, Wong și Wanda Maximoff. Filmul va fi lansat în România săptămâna viitoare, pe 6 mai. A venit momentul să povestim și despre ce putem vedea la cinema în acest weekend. Ei bine, începem cu The Northman. Cel de-al treilea film al genialului regizor Robert Eggers, The Northman, pare un Hamlet cu vikingi, aproape un blockbuster a cărui misiune e să rupă la box office în stilul filmelor lui Nolan, cu acțiune multă, dar și o poveste densă. Robert Eggers ne aduce pe marile ecrane vikingul cu Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, William Dafoe și Bjork. Vikingul este un thriller epic despre răzbunare care explorează cât de departe poate merge un prinț viking pentru a căuta dreptatea pentru tatăl său ucis. I will avenge you, father! I will save
Why would he stow away to such a hellish place? To find what was stolen from me. And what is that? The kingdom. You must choose between kindness for your kin or hate for your enemies. Your strength breaks men's bones. I have the cunning to break their minds. And night by night, we will carry out my pledge of vengeance. I will avenge you, Father. I will avenge you, Father. I will save you, Mother. I will save you, Mother. I will kill you, Father. Mai departe în cinema ne întâlnim și cu Importanța de a fi arhitect. Un film documentar conceput cu un dialog virtual și o călătorie muzicală în 4 acte ce investighează responsabilitatea arhitecților în construirea unei societăți a viitorului. Alternând dialogurile cu numeroase personalități din lumea modei, a artei și a designului și prezentând lucrările studioului de arhitectură ACPV din Milano. Acest documentar prezintă o viziune a lumii post-COVID în mijlocul crizei climatice și a reorganizării urbane. Important de menționat aici în Cinemap și Spion de ocazie. În primăvara anului 1944, soarta a multor piloți aliați căzuți în Europa de Est este necunoscută. Biroul MI9 din Cairo a decis recrutarea unor agenți din rândul sioniștilor care emigraseră din aceste țări în Palestina înainte de război. Misiunea lor? Să găsească prizonieri și să organizeze o potențială evadare. Spionii de ocazie s-au trezit prinși între război, politică și viață personală. Gata pentru astăzi, dragii mei. Eu sunt Ana Moga. Ne reauzim curând pentru o nouă ediție CinemaUp, powered by Kiss FM, desigur doar aici, pe Kiss TV. We are sorry that we didn't come earlier. Perhaps we could have stopped things. Pentru informații din lumea filmului, premiere, programe cinema, știri, celebrități și seriale, intrați pe www.cinemap.ro. Sunt Ana Moga. Ne întâlnim curând la o nouă ediție CinemaUp, powered by Kiss FM.